Hei lume, eu sunt Darius, iar azi am revenit la un nou episod din Minecraft Hunger Games, dar înainte să înceapă episodul, aș dori să apăsați butonul de like pentru că merită și nu vă costă nimic, decât vreo 3 secunde. Ok, nu știu pe ce mapă jucăm, că sunt două, Icarus sau Breeze Island, care se cam bat, să zicem, care va câștiga, ia să vedem, probabil Icarus, da. Nu se pot schimba lucrurile în 2 secunde? Da, logic. Ok, deci Icarus? Da. La distanță de 2 voturi. Ok. Am mai filmat înainte un gameplay. Tare, comentariu super, da. Hackerii ăștia. N-ai ce le face. De fapt, ai ce le face, să bage și ăștia un anticheat mai bun. Anticheat-ul de pe serverul ăsta te blochează pe tine care n-ai hack. Pe care îi lasă în pace. Dar în fine, nu vorbim despre asta acum, sper doar să-mi iasă filmarea asta bine. Chiar a treia încercare sau a doua sau a cât o fi. Oricum, dacă e mai mult de 5 încercări, deja cam pierzi interesul, nu știu cum să zic. Și da, se întâmplă. Du-te acestul de acolo, că nu-mi trebuie mie acestul ăla. Pe mapa asta vreau să știți de acum nu am rută, deci dacă o iau total random și îmi ziceți, ai ratat un chest acolo, ai ratat un chest nu știu unde, îmi pare rău, după cum ziceam și înainte, nu am rută, deci să n-aud chestii de astea. Ok. What ăsta cu ce n-ai bombla la el? Pur. Pe full iron, ce mai vrei? Să mă duc eu pe ăla. Are cască, parcă. Nu are cască, dar îmi poate fi de folos un kill. Nu știu la ce, nici să nu vă gândiți să mă întrebați. Dar putea fi de folos un kill. Ok. Da, am văzut chestul ăla de jos, nu l-am ratat. Dar prefer să iau un kill-ul după chestul. Bă, mai pleznit. Ok. Aici cum se coboară? Ok, deci cu grijă. Ok. Nu, asta avea un măr. Era ceva. Ce să zic, e ceva. Un măr. Hai să luăm chesturile din avionul ăsta, că zbune. Foarte bune, aș putea să zic. Dar de obicei nu prea vin aici, adică de obicei foarte multă lume care se înghesuie pe chesturile astea două, pentru că, din câte știu eu, ăsta e R2. Totuși nu prea pare. A, ba da. Asta clar e R2. Ok. Cum ziceam, multă lume se înghesuie pe ele și nu îmi place unde e multă lume să mă bag și eu. Ok, am 2 flinte în steeluri. O să mă duc într-un loc ceva mai liniștit, să zicem așa. Și o să ard iteme. O să stau așa. Deci armură pot să ard tot. Ok. Să-mi pun astea aici. Asta aruncăm. Astea două n-am ce face cu ele. Arc am. În care păstrăm. Ok. Bun. Să sperăm că pot urca pe aici. Poate. Mai mult de atât nu merge. Păi probabil va trebui să ieșim prin ieșire obișnuită, adică pe acolo, pe jos. Sau sus, unde era. Nu, sus, nu, sus, mai jos. Pe aici, pe aici, la dreapta. Cobori în jos, dar da, știu unde. Ok. Și acum o iau aici.
și o să ajung la spawn dacă merg tot în față, dacă urc în stânga, ajung în sus. Da. Ok. Hai să merg pe aici. Tot în sus, că probabil ăștia sunt pe acolo și... să mai omor și eu pe cineva. Uite, am văzut un nume. Uite-l. Ce-s de tier 1 cel mai probabil. Dar te ajută și astea de tier 1, nu chiar neglijabile. Dacă îți trebuie mâncare sau flinturi sau bețe, chiar bețe sau chiar un arc, poate, ar trebui să te uiți în ele. Oh, salut, Stevie. Vai, ai și un lac, Stevie. Parcă văd că ei se mișcă și cu vreo 20 de frame-uri, că se vede după conexiune, îmi dau seama că are un PC foarte bun. După conexiune, adică după cum se mișcă și el în joc, ați văzut că avea, se uita mai ciudat, vedea chestii în urmă. Îți dai seama și ce PC și ce net are. Acum e acum, că nu găsesc pe nimeni. Ce mi-ar mai trebui mie acum e măcar o sabie de stone, ca să fie mai bună. Și ce-mi dă joc? Mai bine n-aș lăsa astea aici. Mai bine le-aș pune înapoi. Sau nu chiar... Ah. Deja am prea multe flinte în stiluri. Da, ok. Mie-mi convine. Ok. Sincer, v-am zis ce mi-ar mai trebui. O sabie de stone. Măcar de stone, dar... Nu cred că mai am eu timp, dacă sunt 4 playeri deja, să-mi fac altă sabie. Deci una de stone ar fi ok. Uite, un iron. Nu. Uite. Săgeți nu am, deci... Cam nașpa, dar oricum nici nu plănuiesc să-mi fac săgeți. Nu prea trag eu cu arcul. Să-l am așa, în caz că găsesc... Dacă mor pe cineva și găsesc săgeți la el. Hai, hai o sabie, hai o sabie. Nu e o sabie, dar e ceva mâncare. Ha, ha, ha. Acum, sincer, aș cam coborâ la spawn, că parcă văd că acolo sunt cam toți, deci cel mai probabil acolo ar trebui să mă duc și eu. Da, și probabil asta voi face. Hai să cobor. Am 5 flinte în stiluri. Oh, 4 doar. Da. Credeam că mai am unul în inventory. Era chiar prea, prea. Până acum nu văd nimic, gen... Wow. Un nume sau ceva. Ah. Parcă. Am văzut așa ceva stând cu shift. Poate mi s-a părut. Da. Vine? Vine. Fix în spate. Nu, nu. Ok. Și uite așa fac rost și de... Ups. Am vrut să apăs Ctrl 1 și am apăsat Ctrl Q. Ahaha, ce greșel fac eu aici. În fine. Oricum l-am bătut, deci chiar nu mai prea contează acum. Ok. Ok, hai să iau și astea. Așa de chestie, să le arunc.
Să facem curățenie pe mapă și uite, se iau și săgețile astea care le-a prăpădit aiurea. Chiar avem și 4 săgeți, da, 4. Avem 3 golden apple-uri, mâncare, deci să sperăm că vom câștiga. Sper doar să nu mă aștepte hacker sau teamări. Bun. Hai să mănânc și golden. Wow, sunt un pic de lag acolo. 3-a. Doi, unu. Oh, nu, de ce? Se enervanți arcașii. Arcași înțelegând ăștia care trag cu arcul, nu se iei arcași. Știi ce și așa nu-l folosesc. Oată! M-am blocat acolo, ce naiba? Să fiu atent cu GF-ul, ați văzut cum te blochezi și pierzi meciul. Din cauza lor chestie prostească, din cauza serverului, practic. Că nu e din cauza mea. Am o conexiune bună. Hai, mă, mai dă-te naibii cum pui așa foc. Cât de pro să fie. Cât de pro va fi, tot i-am dat foc. Și acum e mort, practic, că dacă ești în flăcări... Bine, asta a sunat un pic ciudat. Nu prea ai șanse mari să supraviețuiești. Mai ales că eu am Golden Apple, el nu prea cred că are așa ceva. Ok. Tu stai cu minte că te bat ușor pe tine. Ok, se pare că nu e chiar atât de ușor pe cât credeam. Ăsta îl suspectez de ceva regen hack. Și nu numai. Pune prea, prea, nu știu cum, foc. Ah, dar du-te mă cu sabia ta cu tot. Na. Arzi. Trebuie să-mi regenerez HP-ul, nu mă bag așa în luptă. Holy, pe ăsta-l fulgere. Și pe ălălalt-l fulgere. Pe mine nu m-a luat încă niciodată. Na. Hai, mori, mori. Mori, hai să nu mai pierd eu timpul. Hai, mă, că mai e o linie, două, hai. Da, gâlc. Ok, deci, da, a fost un meci cu succes. Ăla se știa destul de bine să o avea hack-uri, una din două. Oricum, am câștigat, nu mai prea contează asta. Deci... Ok, nu uitați, asta eu zic că merită un like. Nu uitați să apăsați butonul și de subscribe și de like și de ce vreți voi. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!